Rugăciunea lui Iaiebeț. Sunt unii care nu au auzit de Iaiebeț. Nu-i personaj atât de important ca Petru, Pavel, Ioan Botezătorul. Personaj biblic din Vechiul Testament. Dar rugăciunea lui, prezentată în Scriptură, este extraordinară. Ne scoate din mediocritate ne încurajează. Despre această rugăciune vreau să vorbesc, rugăciunea Ebeț. primul rând vreau să vedem destinatarul rugăciunii. E foarte important la cine te rogi. Păi să vedem conținutul rugăciunii. Să vedem ce te rogi. Apoi să vedem rezultatele rugăciunii. Ce primești. Înainte să vedem cine a fost la Iabeț a fost un evreu. Evreii erau împărțiți pe 12 triburi. Era un evreu din tribul lui Iuda. Ce înseamnă numele lui Ia înseamnă trist. Nu cred că are careva numele trist. Nu. Vă dați seama să te zilnic mama să zică trist, tristul la încoace. Au colegii de joacă să zică: Tristule, nu te joci cu noi. Deci, până la urmă, a fost o povară în numele ăsta. Aveți grijă și nu dați la copii. Trist. Dar de ce s-a numit Trist? De ce a primit acest nume? A fost născut cu durere. O naștere foarte dureroasă. Și fiindcă a fost născut cu durere, i s-a pus numele de Trist. Poate ne asemănăm cu ea beți. Dacă ne uităm în trecutul nostru, vedem durere. Dacă ne uităm, ca azi de ultima zi anului, la 2023, vedem multe dureri, multe tristeți. Și unii sunt ancorați doar în trecut. Ce-a fost în 2023? Durere, tristețe. Ea e beți. Dar și astăzi să ne uităm în viitor. Dumnezeu poate schimba durerea. Dumnezeu poate schimba tristețea. Doar trebuie să ne uităm spre cer. Spuneam o melodie unui grup de cu 15-20 de ani, born again, ridică ochii către cer. ridică ochii către cer. Când îți ridici ochii către cer, te schimbi, te transformi. Să ne uităm destinatarul rugăciunii a Fiți, rog, foarte atenți. Destinatarul se numește Dumnezeul lui Israel. E foarte important. Pe vremea lui Ilie, s-au rugat unii la altcineva, unul împărați, capitolul 18, cu versetul 25. Să vedem la cine s-au rugat. Ilie a zis, proocelui Bal, Alegeți-vă un jung din cei doi, pregătiți-vă voi întâi că sunteți mai mulți și chemați numele Dumnezeului vostru, dar să nu puneți foc. Chemați și voi numele Dumnezeului vostru. Se roagă mulți oameni, dar nu se roagă la Dumnezeul Israel. Chemați numele Dumnezeului vostru. Eu la jungul pe care l-au dat și l-au pregătit și au chemat numele lui Baal de dimineață până la miază. Imaginați-vă, de dimineață până la miază să strigi să chem numele Dumnezeului tău, să chem numele lui Bal. Poate și să vă spunem, Măște ne întreg pe noi, nu ne rugăm de dimineață până la miază. Și strigă și l-au chemat. Cum au strigat? Bale, zine! Dar nu s-a auzit nici glas, nici răspuns. Și în împrejurul altarul pe care îl făcuseră. La mea zile și-a bătut joc de ei și a zis, strigat stare, fiindcă este Dumnezeu, se gândește la ceva sau are treabă sau este în călătorie sau poate că doarme și se va trezi. I-au strigat tare, după obiceiul lor, și-au făcut tăieturi cu săbile și cu sulițele, până ce a curs sânge pe ei. Nu s-a auzit nici glas, nici răspuns. Și alții se roagă, dragii mei, dar nu cheamă pe Dumnezeul lui Israel. Foarte important la cine te rogi. Unii zic, nu contează, important să te rogi. Nu, contează! Contează la cine te rogi. Să te rogi la Dumnezeul lui Israel. Iacov a ridicat un altar în Geneza 33, vedem, și l-a numit El Elohe Israel. Domnul este Dumnezeul lui Israel. Dumnezeul Israel este Dumnezeul Domnului nostru Isus Hristos. Este Dumnezeul creștin. O trebuie să fim atenți la evoluția lucrurilor. Peste câteva decenii, în Europa, în anumite țări, majoritatea va chema pe Dumnezeu lui Mohamed. Deja în Bruxelles, cel mai răspândit nume de băiat este Mohamed. E alt Dumnezeu. Dumnezeul lui Mohamed nu este la fel cu Dumnezeul lui Iisus Hristos. Dumnezeul lui Mohamed nu are denumirea de tată. Are multe. Nu are denumirea de tată. Nu are denumirea de Dumnezeu este iubire. E alt Dumnezeu. Dumnezeului Mohamed nu există Sfânta treime, Tatăl, Fiul, Două Sfânt. Și încet alunecăm să chemăm un alt Dumnezeu. De ce trebuie să chemăm pe Dumnezeul Israel? Păi unii vor zice, nu-mi place de Israel. Uite ce au făcut în Gaza. Să fim corecți. Teroristii Hamas au ucis peste o mie de evrei. Evreii s-au apărat cu cerințe în gază. A fost răspunsul lor. Și dacă poporul evreu nu s-a purtat bine, Dumnezeu s-a numit tot Dumnezeu lui Israel. Pentru că nu este pe bază de merite, ci pe bază de alegere. Și Dumnezeu alege pe cine vrea să vii să fie El. Isus s-a rugat la Dumnezeul Israel. pe Dumnezeu lui, lui Isus Hristos, e Dumnezeu creștin. Și noi trebuie să ne rugăm la Dumnezeul Israel. Chiar dacă unii zic, nu contează, nu mai să te rogi, contează la cine te rogi. În 2 Samuel 23 vedem că Dumnezeul lui Israel a vorbit. Acest Dumnezeu vorbește? Bal n-a vorbit. De deci, ce spune el? ironic, poate în călătorie, poate doarme. Și-au făcut tăieturi, au strigat, au urlat. Ore în șir, dragii mei, ore au strigat la bal. Știți, musulmani câte ori se roagă pe zi de cinci ori. Scoala de dimineață, se roagă, cu covoraș, se pleacă cu fața la pământ. E o rugăciune insistentă. Poate noi creștini nu rugăm în timp cât se roagă ei, dar totuși contează la cine te rogi, nu doar faptul că te rogi. Iaiebeț a chemat pe Dumnezeu lui Israel. Să chemăm și noi pe Dumnezeu lui Israel. Chemăm pe Dumnezeu lui Isus Hristos. În 1 Împărat 17 cu se spune că așa vorbește Domnul Dumnezeului Israel. Domnul Dumnezeul Israel vorbește și vorbește inimilor noastre. Noi chemăm un Dumnezeu viu, dragii mei. Dumnezeul Israel este Dumnezeul cel viu. Deci foarte mult contează la cine ne rugăm, care e destinatarul rugăciunilor noastre. Deci este specificat clar. Ia ebeți, Omul trist a chemat pe Dumnezeul Israel și Spunea Zaharia, în cântarea lui Zaharia, în loca 1 cu 68, binecuvântat este Domnul Dumnezeului Israel. Zaharia binecuvântat pe Domnul Dumnezeului Israel. Indiferent în care va fi mersul lucrului în viitor, Dumnezeul Israel stă pe tron. Nu Dumnezeului Mohamed stă pe tron. Dumnezeul lui Israel conduce lumea. Și de aceea noi trebuie să-l chemăm pe el. Noi trebuie să cămăm pe Dumnezeul Iisus Hristos. Ezra 5, cum ne spune, prorocii, Hagai, prorocul, Zaharia, fiul lui Ido, au prorocit iudeilor care erau în Iuda și la Ierusalim în numele Dumnezeului Israel. Deci ei au slujit în numele Dumnezeului Israel. Ceea ce facem noi. E Scriptura, tot ce facem, să facem pentru slava Lui Dumnezeu. Deci am văzut destinatarul rugăciunii. Hai să ne uităm la conținutul rugăciunii lui Aiebeți ni se pare străin conținutul, adică ni se pare neobișnuit. Dar să știți că Dumnezeu a primit această rugăciune. Și așa pentru anul care vine, 2024, conținutul rugăciunii beți să intre în conținutul rugăciunilor noastre. Să știi, ne ridică. Conținutul rugăciunii beți ridică nivelul rugăciunilor noastre. Conținutul rugăciunii beți poate schimba destinul nostru în 2024. patru cereri intră la conținutul rugăciunii iubeți. Prima cerere se referă la binecuvântare. Unii cam neglijăm ideea de binecuvântare. Nu contează binecuvântarea. Domnul trebuie binecuvântare la plecare și la venire. Mă descurc eu și fără binecuvântarea lui. Se gândire de tip sau. sau nu mă interesează binecuvântarea, dragii mei binecuvântarea trebuie să fie un element central al vieții noastre. Să căutăm binecuvântarea Lui Dumnezeu. Domne, pentru anul care vine vreau binecuvântarea Ta. Ia ebeți acelul binecuvântare. Al doilea lucru, aici, poate cel mai mare, cel mai surprinzător pentru noi, odia mei întinde hotarele. Fiți rog foarte atenți la doua cerere. Cum e întinderea hotarelor? Dragii, noi avem limitele noastre. Suntem limitați. Și când noi cerem întinderea hotalor, noi cerem extinderea limitelor noastre. Dumnezeu nu vrea să fim limitați. Dumnezeu vrea să ne întindă hotarele. Tu știi că anul în care vine, Dumnezeu poate să-ți întindă hotarele? O să prezint câteva domenii în care Dumnezeu să ne întindă hotarele. Pot fi zeci de domenii. O să prezint doar câteva. A treia cerere se referă la mâna Domnului. Mâna Domnului să fie cu mine. Tu știi că mâna Domnului poate fi și împotriva ta? Mâna Domnului poate fi contra ta sau poate fi cu tine? Ce înseamnă mâna Domnului cu tine? Înseamnă prezența lui Dumnezeu cu tine? Înseamnă călăuzirea lui Dumnezeu cu tine? Și înseamnă intervenția lui Dumnezeu în viața ta? Vrei locul acesta? Eu vreau ca mâna Domnului să fie cu mine mâna Domnului să fie și cu tine. Atât de mult contează această mână a Domnului. Și a patra cerere se referă la protecție. Trăim într-o lume a răului, avem nevoie de protecția lui Dumnezeu. Să nu fiu nenorocire ce le Să nu fiu o suferință. Ne putem ruga pentru protecție? Ne putem ruga pentru protecție, dragii mei. Acestea sunt patru cereri. Conținutul rugăciunii beț. Să venim la prima cerere, binecuvântarea. Iacov, capitolul 32, vedem că s-a luptat cu îngerul și a vrut binecuvântarea. Într-un mod deosebit. Iacov este un model de om care insistă după binecuvântare. Versetul 26, Citim, omul acela a zis, lasă-mă să plec că se revarsă zorile. Omul care s-a luptat, Iacov. Dar Iacov a răspuns, nu te voi lăsa să pleci până nu mă voi binecuvânta. Scrie Scriptură că a fost un om, dar a fost un înger sub formă de om. Nu te voi lăsa să pleci până nu mă voi binecuvânta. De ce dorea așa de mult Iacov binecuvântarea? De ce dorea? Și noi de ce nu mai dorim atât de mult binecuvântarea lui Dumnezeu? Ne bazăm doar pe forțele noastre. dragi mei, Binecuvântarea determină destinul nostru. Chiar așa? Binecuvântarea influențează viitorul nostru, da. Dacă te uiți la anul care vine 2024, să știi că binecuvântarea va influența 2024. Dacă ne uităm la Noe, știți că binecuvântarea a hotărât istoria de după potop? Pentru că binecuvântarea lui Noe a determinat viitorul omenirii. Geneza 9, versetul 26 și 27. El a mai zis, Noe, binecuvântat să fie Dumnezeul lui Sem și Canaan să fie robul lui, Dumnezeu să lăgească locurile stăpânite de Iafet, Iafet să locuiască în cotul lui Sem și Canaan să fie robul lor. Dumnezeu să lărgească locurile stăpânite de Iafet. Din fiul lui Noe s-au răspândit pe tot pământul. Vedem diferențe. Locurile unde s-au răspândit. Ce civilizație. Unii au ajuns în Africa, alții în Europa. Vedem diferența dintre Europa și Africa. Vedem că binecuvântarea rostită de Noe a influențat viitorul omenirii. Binecuvântarea primită de Iacov i-a influențat viața. Binecuvântarea primită de Avram i-a influențat viața. Despre Avram ne se spune în Galateni 3 cu 14. Binecuvântarea vestelui Avram să vină peste neamuri în Hristos Iisus. Vechiul Testament prezintă anumite binecuvântări. Și ar fi bine să ne aducem aminte de ele. În Deuteronom 28 vedem acest capitol al binecuvântărilor. Și atât de mult contează să vezi că aceste binecuvântări pot fi valabile și astăzi. Dacă vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului tău, deutrom 28 cu nu păzind și împlinind toate porunciile pe care ți le dau astăzi, Domnul Dumnezeu tău îți va da întâietate asupra tuturor neamurilor de pe pământ. Întăietate, nu coadă. Te voi face cap, nu coadă. Și dacă ne uităm de la un singur indicator, Vedem că poporul, pe loc 1, la premiile Nobel, sunt evrei. S-a împlinit al de Deuteronom 28 cu unii. Întâi etate. Domnul nu vrea să fim coadă. Domnul consideră că asta e o binecuvântare. Iată toate binecuvântările care vor veni peste tine și de care vei avea parte dacă vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului tău. Vei fi bine... Dumnezeu să binecuvânteze copiii Betelului. Dumnezeu să binecuvânteze copiii din familie noastră. Chiar dacă sunt mari. Să binecuvânteze nepoții. Și zice, uite lista de binecuvântări. Eu nu binecuvântez doar cetatea. Nu binecuvântez doar locul de muncă. Eu să-ți binecuvântez și familia ta. Coșul și postava ta vor fi binecuvântate. Coșul și postava ta. Binecuvântări pe plan material. Vei fi binecuvântat la venirea ta și vei fi binecuvântat la plecarea ta. Binecuvântare în călătorie. Domnul îți va da biruința asupra vreo tăi care se vor ridica împotriva ta. Pe un drum vor ieși dar pe șapte drumuri vor fugi deaintea ta. Dacă citim cartea esterei, vedem că poporul lui Dumnezeu a avut răjmași. Trăim într-o lume unde avem răjmași. Trăim într-o lume unde, zice, dacă m-au urât pe mine, vă vor urăși și pe voi. Ci avem nevoie de binecuvântare în relația noastră cu vrăjmașii. Domnul va face ca binecuvântarea ta să fie cu tine în grânarele tale, în toate lucrurile pe care vei pune mâna. Să mi se pare extraordinar. Domnul să binecuvânteze toate lucrurile pe care vei pune mâna. Dragii mei, să cerem această binecuvântare pentru anul care vine. Doamne, binecuvântează toate lucrurile pe care vei pune mâna. Amin. Scrie în Deuteronom 28, face parte din lista de binecuvântări. Știi că, că ăsta e elementul central al vieții, binecuvântarea lui Dumnezeu? Știi că de asta depinde viitorul tău în anul care vine? Știi că Iacov s-a luptat, a plâns pentru binecuvântare și Dumnezeu l-a binecuvântat? Sau deja a plâns după ce n-a mai primit binecuvântare? Noi trebuie să strigăm, Doamne, vreau binecuvântarea ta. Amin. Te rog, binecuvântează-mă în numele lui Isus. Dacă ascultăm de Dumnezeu, se deschid porțile binecuvântării pentru noi. Este o condiție ascultarea de Dumnezeu. Te va binecuvânta în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău. Domnul să ne binecuvânteze în țara asta. Amin. Să binecuvânteze țara asta cu pace. Amin. Vei fi pentru Domnul un popor sfânt, cum ți-a jurat El, dacă vei păzi poruncile Domnului Dumnezeului tău. Toate popoarele vor vedea că tu porți numele Domnului și se vor teme de tine. Domnul te va copri și cu bunătăți. Domnul îți va deschide comara lui cea bună ceru. Va binecuvânta tot lucrul mâinilor tale. Dragii mei, credeam în binecuvântarea Lui Dumnezeu. Vedeți? Ia iebeți! Pe locul 1, fiți atenți, pe locul 1 a pus Doamne, vreau binecuvântarea! Pui tu în viața ta dorința asta vreau binecuvântarea Lui Dumnezeu! Sau ai gândire de tipe sau nu mă întrezează, mă descurc, eu nu am nevoie de binecuvântare! Ba da, avem nevoie de binecuvântare! Ați văzut câte domenii dă Dumnezeu binecuvântarea? În toate aceste domenii Dumnezeu se ne dea binecuvântarea în 2024 dacă în 2023 am fost iaiebeți, în trăire, tristețe, durere, măhnire, să schimbe Dumnezeu tristețea, durerea și măhnirea în binecuvântări. A doua cerere lui Iebeț are de-a face cu întinderea hotarelor. Întinderea hotarelor de către Dumnezeu. Extinderea limitelor personale ce domenii vrem să ne întindă Domnul Hotarele, limitele? În primul rând aș vrea să zic hotarul Sfințeniei. Spune Scriptura în Apocalipsa 22,11. Cine este sfânt să se sfințească și mai... Haideți să punem în anul care vine dorința asta. Doamne, vreau să fiu mai sfânt. Vreau să mă sfințesc. Vreau să fiu pus deoparte pentru tine. Vreau să trăiesc pentru tine. Cine e sfânt? Adică poți să fii sfânt în prezent. Să se sfințească. Mai este loc. E hotarul sfințeniei. E întinderea hotarelor sfințeniei. Vrei în anul care vine Domnul să-ți întindă hotarul sfințeniei? Vrei dorința asta să te sfințești cu toată ființa ta? Să vrei să urci, să fii faimos, celebru? Întâi să fii sfânt și apoi celebru. E mai important. E mai important pentru viața ta și destinul tău. Alt hotar este hotarul faptelor bune. Versetul 2 cu 10 ne spune, am fost zidiți în Hristos Iisus pentru fapte bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Fiți atenți ce ce 3 cu 8. Cei ce au crezut în Dumnezeu să caute să fie cei din tăi în fapte bune. După Scriptură, noi trebuie să fim pe primul loc la fapte bune. Doamne, extinde nehotarul faptelor bune. M-am bucurat de inițiativa unor tineri, Domnul să-i binecuvinteze, care s-au dus la Cighid. Acum de sărbători. Nu au fost colindați de șase ani. I-au colindat și le-au dus daruri. A fost o extindere a faptelor bune. Păi elevi de la liceu Betel s-au dus la Dumbrava. Acolo sunt bătrâni, unii cu boli terminale. I-au scos la o masă, unii au început să plângă. Nu au băut o cafea de ani de zile. Nu știu, el și cafea și... Fapte bune. Aceste fapte bune trebuie să izvorască din inimile noastre. Nu mai zic de... Tot elevii de la liceu Betel au strâns bani pentru săraci. Să mănânce la cantină săracilor și daruri și altele. Domnul vrea să fim cei dintre în fapte bune. Așa că 2024 să facem și mai multe fapte. Să facem și mai multe. E, e întinderea hotarelor, faptelor bune. Să facem mai multe fapte bune. Dumnezeu să ne ajute la asta. Alte hotare. Hotarul înălțimilor. De Bacuc 3 cu 19. Domnul Dumnezeu este tăria mea. El îmi face picioarele care cerbilor și mă face să merg pe înălțimile mele. Sunt înălțimi pe care trebuie să merg. Dumnezeu nu vrea să fim mereu oamenii lor. Nu, stop, ce facem? Un la plângere, frate. Ce face? Un la ombre morți. Trebuie să și ieșim din voi. Trecem. Dar știți, Domnul, ce zice Abacuc 3 Să Mă face să merg pe înălțimele. Deci Dumnezeu mă face să merg pe înălțimi. Sunt, este extins hotarul înălțimilor. Să mergi mai sus. În ce este bine? atât pe plan spiritual, cât și pe alte planuri. Nu să zic un lucru pe care nu știți, cât puțin. Domnul ne-a extins hotarele academice ale liceului Betel. Doar patru școli au avut rata de promovare 100% în Bihor. În cele patru școli, Betelul a avut media General de bac cea mai mare. Deci pe primul loc în județ, la media generală de bac din școlile curate, rate Cine ne-a întins hotarele? Dumnezeu. E meritul Lui. Glorie Lui. E durat. Și pregătirea academică a contat, și rugăciunea, pentru că în zilele în care se desfășura bacul, s-au făcut rugăciuni de la 9 la 12, în fiecare 10 minute a fost un elev care s-a rugat. Contează și rugăciunea și pregătirea academică. Dar cel ce ne întinde hotarele este Dumnezeu. Pentru că Ebezi zice, Doamne, Tu să mă întinzi hotarele. Eu îmi fac datoria mea. Dar în final, Domnul mă întinde hotarele. Hotarul înălțimilor. Doamne, în anul care vine, te rog să-L întinzi pentru noi. Sunt înălțimi pe care trebuie să mergem. Să spunem adio la voi, nu stop în voi, trecem, dar nu-i țelul nostru valea, țelul nostru sunt înălțimile. Și îmi place cum se termină cartea profetului Abacuc. Domnul îmi face să merg pe înălțimile mele. Aș vrea să prezint un hotar mai neobișnuit. Hotarul prieteniei. Eu ne neglijăm ce zice Domnul Iisus despre prietenie. Sunt unii care n-au prieteni, sunt singuratici. Știi că Domnul nu vrea lucrul ăsta? Știi că Domnul nu vrea să fii singuratic și să n-ai prieteni? Dați-mi voie să vă argumentezi spune Domnul Iisus Hristos în Luca 16, cu 9. Și eu vă zic, faceți-vă prieteni cu ajutorul bogăților nedepte, pentru că atunci când veți muri, să vă primească în cortul de Ce zice Domnul Iisus? Faceți-vă prieteni. Dacă ești singur, nu cumva ai neglijat această poruncă a Domnului Isus? Iisus a zis, tu, tu, tu să-ți faci prieteni. Faceți vă prieteni. Trebuie să extinzi hotarul prietenii. Prietenii pot fi de mai multe nivel. Prieteni foarte apropiați, apropiați, destul de apropiați, mai distanți, dar tot prieteni. Domnul să ne ajute să extindem hotarul prietenii. Dacă nu numeric, măcar calitativ. Și ce ce Domnul Iisus despre prietenie? Iar ceva care ne șochează. Zice în Evanghelia după Ioan, 15 cu 13. Nu este mai mare dragoste decât cineva să-și dea viața pentru prietenii săi la plural, prietenii săi. Nu este mai mare acolo. Iisus admiră chestia asta. Investiția în prieteni, jetfa pentru prieteni. Nu este mai mare dragoste. Domnul să ne ajute să ne extindem limitele. Să extindem hotarul prieteniei. Amen. Un alt hotar pe care să-l extindem este hotarul rodului. Ioan 15,8 ne spune Dacă aduceți mult rod, în această tatăl meu va fi David, și voi veți fi astfel ucenicii mei. Trebuie să, aducem mai multă rodă pentru Domnul. Aici intră multe lucruri. Așa aminti eu un lucru, suflete pentru Domnul. Oh, ce bine ar fi dacă mă aduce măcar un suflet în anul care vine să se întoarcă la Dumnezeu prin noi. Credeți că e imposibil? Nu. Oricine. Trebuie să fii predicator, să câștigi un suflet pentru Domnul. Domnul, să aduc mult rod. În ce domeniu vrei tu? Mult rod. Domnul vrea să extindem hotarul rodului, Altor, alt hotar care nu o să ne placă, hotarul răbdării. Da, Doamne, am răbdat destul în 2023. În 2024 o să mai mult. Hai să vedem ce spune scriptura. Spune așa în Matei 24 cu 13, dar cine va răbda până la sfârșit va fi? Deci noi suntem chemați în vremurile din urmă să răbdăm. Să extindem hotarul răbdării. Mai este un element în răbdare despre care vorbește Iacov. Spune în Iacov 1 cu 12: Ferici de cel ce de ispita. Căci vă ce a fost găsit bun, va primi cu una vieții, care a făcut-o Dumnezeu celor ce iubesc. Să răbdăm ispita. Nu știu câte ispite ai căzut. Nu știu la câte ispite am căzut în anul 2023. Doamne, ajută-ne și întinde ne hotarele să răbdăm ispita. Să nu mai cădem unde am căzut în 2023, în 2024. Că dacă Domnul îți întinde hotarele, hotarele răbdării, vei răbda ispita. Este o rugăciune, să știi, o rugăciune extrem de importantă. Doamne, ajută-mă să răbd ispita. Pentru că ispita are milioane de forme, dragii mei, milioane de forme. Nici nu ne dăm seama câte forme are ispita. Și ce ferice de cel ce de ispita. Fie anul 2024 un an al fericirii, că răbdăm ispita. Amin. Un alt hotar este hotarul rugăciunii și cuvântului. Am lăsat la urmă acest hotar. Spune în 1 Teslăn 5 cu 17, rugați-vă nencetat. Să ne rugăm mai mult în anul care vine. Amin. Unii am neglijat rugăciunea. Ce rugați-vă neîncetat? Colosseum 4 cu 2 ne spune, stăruiți în rugăciune. Poate nu mai stăruim. Am cerut ceva, nu mi-a dat Domnul, gata. Am cerut să fim umpluți cu Duhul Sfânt, n-am fost gata. Ne-am rugat pentru Duhul Sfânt, nu răspuns, gata. Nu, stăruiți în rugăciune. Dumnezeu să reverse Duhul Sfânt peste noi. Să boteze pe toți cu Duhul Sfânt. Să umple pe toți cu Duhul Sfânt. Să dea darurile Duhului Sfânt. Trebuie să stăruim, dragii mei, Stăruință înseamnă insistență repetată, nu doar te-ai rugat odată, nu. Și dacă trebuie insistență de ani de zile, dar să insistăm pentru Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu. 1 Petru 4 cu 7 ne spune, fiți înțelepți, dar și vegheați în vederea rugăciunii. Fiți înțelepți, e o dovadă de înțelepciune să stăruiești în rugăciune. Domnul să ne ajute să extindem hotarul rugăciune. Amin. În odăița, suntem singuri, ce dacă doi se vor ruga, rugăciunea în doi, rugăciunea comunitară. Trebuie să extindem și hotarul cuvântului. Psalmul 1 cu 2 ne spune, zi și noapte, cugetă legea lui. Fiți atenți, Psalmul 1 spune trei lucruri pe care să nu le faci, ca să fii fericit. Să nu te oprești pe calea celor păcătoși, să nu stai pe scaunul celor Și un, lucru, un singur lucru pe care să-l faci. Zi și noapte să cugeți legea lui Dumnezeu. Asta înseamnă mintea mea va fi saturată de cuvânt și nu de Netflix. Să-mi minte, va fi saturată de cuvânt și nu de problemele lumea acestea. Astea vor fi pe locul 2, 3, 4, 5. Psalmul nu e valabil și astăzi. Atunci zice, îți vei da rodul la vremea ta. Atunci frunzele tale nu se vor ofili. Unii sunt ofiliți în viață. Creștini ofiliți. Nu respectă Psalmul 1 dragii mei, să extindem hotarul cuvântului. Să stăm mai mult în cuvântul lui Dumnezeu. Anul ce vine să fie un an în care stăm mai mult. Și chiar să planificăm. Voi să te planific. Sferi de oră, timp pentru cuvânt în viață, orice se întâmplă. Nu mă las furat de știe și nici de altceva. Iosua 1 cu 8 prezintă importanța aceasta cuvântului și spune Cugeta asupra ei zi și noapte căutând să faci, să împlinești și vei izbândi în toate lucrurile tale. Izbânda noastră în 2024 depinde și de cuvânt. Să mergem la a treia cerere. Binecuvântarea, prima cerere, a doua întinderea hotarelor și a treia este mâna ta să fie cu mine. Știți că mâna Domnului poate fi împotriva ta? Mâna Domnului a fost împotriva acelui vrăjitor. Și Pavel spune, mâna Domnului va fi împotriva ta. Și a fost lovit cu orbire. Vai de noi dacă mâna Domnului este împotriva noastră. Nu ne scapă nimeni din mâna Domnului. Numai Domnul poate să-și tragă mâna împotrivitoare. Și că Domnul are o mână împotrivitoare față de noi, Domne, în această ultimă zi anului, te rog, oprește-ți mâna împotrivitoare. Și ai milă de noi. Ai milă de noi. Nu vrem mâna ta să fie împotriva noastră. Mâna Domnului a fost și împotriva lui Moise și a avut Domnul să-l ucidă pe Moise. A intervenit Sefora, Doamne, îți cerem astăzi să-ți oprești mâna ta care e împotriva noastră. Poate nici nu ne dăm seama de ce Domnul are mână împotrivitoare, dar dacă Domnul ne dă milă această mână împotrivitoare să o oprim. În fapte 11 cu 21 se spune că mâna Domnului era cu ei și un mare număr de oameni au crezut și s-au întors la Domnul, în Antiohia, unde s-a dat pentru prima oară numele de creștini. Am vrea ca mâna Domnului să fie cu noi în slujire orice slujire, că ești ușier, că ești predicator, că ești corist, că ești mijlocitor, că ești dăruitor, că ești om care îngrijește de familie, că faci fapte bune ascuns. Am vrea mâna Domnului să fie cu noi și vedem efectul că mâna Domnului a fost cu ei. S-au întors mulți la Domnul. În Luca 1 cu 66 se pune întrebarea despre Ioan în Botezătorul. Voare ce va fi pruncul acesta? și scrie Scriptura și mâna Domnului era cu el. A fost cu în Botezătorul. Am vrea în 2024 mâna Domnului să fie cu noi. Fiecare zi. Fiecare zi. Fiecare oră. Fiecare ceas. Și ce mare binecuvântare să știi că mâna Domnului este cu tine. Ia iubeța a înțeles. Vreau ca mâna Domnului să fie cu mine. Chiar dacă am un trecut, Îmbibat de tristețe și durere. Dacă mâna Domnului va fi cu mine, voi avea un viitor de fericire. Voi avea un viitor de bucurie. Pentru că mâna Domnului aduce bucurie pentru noi. Când simțim prezența lui Dumnezeu cu noi. David, Wilkerson, David Livingston, misionar în Africa după ani de slujire, s-a întors la Londra. Și a zis celor din jur că vrea să meargă înapoi în Africa. Și cineva și-a bătut joc de el. Zice, vrei ca leul să-ți mănânce și cealaltă mână? Așa, ironic. Și ce răspuns David Livingston? Mie mi-a zis Domnul, scrie Matei 28, și voi fi cu voi în toate zilele. Mie mi-e suficient dacă Domnul Iisus e cu mine. Cel mai important lucru să fie cu mine. Cel mai important lucru în 2024, ca Iisus Hristos să fie cu noi. Să avem prezența Lui. Mâna Lui să fie cu noi. Și legat de această prezență a Lui Dumnezeu, spunem Psalm 89, mâna mea îl va sprijini și brațul meu îl va întări. E vorba de David. Vrem, Doamne, ca mâna Ta să ne sprijinească. Psalmul 80 cu 17, avem această idee a sprijinului mâinii lui Dumnezeu și apare un lucru interesant. Spune în Psalmul 80 cu 17, mâna ta să fie peste omul dreptei tale, peste fiul omului pe care ți-l ales. Adică mâna ta să fie peste noi. Pur și simplu, mâna Domnului să fie peste noi. Și atunci versetul 18 m-a atins. Și atunci, dacă mâna ta va fi peste mine și atunci nu ne vom mai depărta de tine. E? Și atunci, acest și atunci. Doamne, în anul care vine, mâna ta va fi peste noi, nu ne vom depărta de tine în anul care vine. Și atunci nu ne vom depărta de tine. Înviorează-ne iarăși și vom chema numele tău. Doamne Dumnezeu, oștri, ridică-ne iarăși, fă să că fața ta și vom fi scăpați. Dacă mâna Domnului este peste noi, vom fi înviorați. Pentru că mâna Domnului care este peste noi ne înviorează. Domnul să ne învioreze în anul care vine. Amen. Și a patra cerere este protecție. Doamne, ferește-mă de norocire să nu fiu în suferință. Poate vi spune, dar spune Scriptura că în Împărăția Lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri și altele. Da, suferința are un rol. Ia, s-a rugat să fie protejat de durere. Dumnezeu ascultă pe unii, pe alții nu ascultă. Păi, Apostolul Pavel s-a rugat pentru țepuș. Domnul a zis, nu ți-l iau, vei avea durere. Păi ia, l-a ascultat. Deci avem șansa să ne rugăm. Dacă Domnul vrea, ascultă, dacă vrea, nu ascultă. Știți că această cerere de protecție de rău este ultima cerere din Tatăl nostru și ne izbăvește de cel rău. E o cerere de izbăvire de cel rău. Să fim izbăviți de duhurile. Dragii mei, duhurile rele sunt duhuri înșelătoare. Și spune Scriptura că în vreme de urmă se vor scula Hristos mincinoși, proroci mincinoși, nu? Învățători mincinoși. Dumnezeu să ne protejeze. Amin. Pe unii vom asculta pe net și vom crede că spun adevărul, Dumnezeu să ne protejeze. Amin. Doamne, protejează-ne de duhurile. Duhurile care nu doar înșală, dar și rănesc. Duhurile care pot să aducă boli, confuzie, durere, apăsare. Doamne, izbăvește-ne duhurile. Dar și de oameni răi. Izbăvește-ne cele se referă și la oameni răi. Doamne, nu lăsa ca oamenii răi să aibă ultimul cuvânt în viața noastră. Vrem în viața noastră să ai tu ultimul cuvânt. În anul care vine, niciun om rău să nu aibă ultimul cuvânt în viața ta, ci Dumnezeu să aibă ultimul cuvânt. Rogă-te ca ei beți. Doamne, fește-mă de norocile, Fă să nu fiu în suferință. Doamne, izbăvește-mă de cel rău. Și de situații rele. Pot fi situații rele. Câți au fost chiar uciși, fiindcă au fost într-un loc, erau nevinoați, într-un loc unde se războiau, se luptau unul cu altul. Doamne, sunt situații rele de care să mă izbăvești. Psalmul de astăzi spune de curse. Pe cărarea mea am întins o cursă. Doamne, scapă-ne! Vrem, aceasta este rugăciunea ebețului ferirea de norcire, protecție, izbăvirea de cel rău. Știți că și Pavel se rugă așa, Roman 15 cu 33 și nu vedem că Pavel se roagă să fiu izbăvit de răzvrătiții din Iudea. Concret, se spune subiectul Pavel. Vreau, Doamne, să răzvrătiți în Iudea, izbăvește-mă de ei, Doamne. Aici e izbăvire de oameni răi. Pavel se roagă să fie izbăvit de oameni răi. Doamne, izbăvește de oameni răi în anul care vine. Vrem, nu vrem ei să aibă ultimul cuvânt în viața noastră. Ei să încalce peste capetele noastre și vrem tu să ai ultimul cuvânt în viața noastră. Protecția ta de rău, față de rău, că așa se poate sintetiza această cerere a lui Iaibet. În 2 Timotei 4,18, pe pave la firmă, Domnul mă va izbăvi de orice lucru rău și mă va mântui ca să intru în împărăția lui cerească. Ce fain! Ce frumos să poată spune fiecare dintre noi. Domnul mă va izbăvi de orice lucru rău. Aș să ne izbăvească. Avem nevoie de izbăvire. Să ridicăm la sfârșitul anului viitor paharul izbăvirilor. Domnul mi-a izbăvit. Vreau să recapitulăm conținutul rugăciunului lui Ebeț. Ebeț evreu din tribul Iuda. A ebeți cu un trecut trist și de durere. Dar când s-a rugat la Dumnezeul lui Israel, a cerut aceste patru lucruri, binecuvântarea, să dorim și noi binecuvântarea, cu toată inima noastră. Să ne dea, Domnul, binecuvântarea din Deuteronom 28, Amin. în anul ce vine. Amin. Întinderea hotarelor, Întindem hotarele, Domnul întinde hotarele, ce, Doamne, întindem hotarele, e, extinderea limitelor noastre, ieșirea noastră de mediocritate, să dorim mai mult, mai bine, mai mult, mai frumos, mai rodnic, Viața noastră să fie caracterizată de aceste lucruri, nu de stagnare. Să nu fie an de stagnare anul ce vine, ci un an înaintării, în binecuvântări. A treia cerere, mâna ta să fie cu mine. Prezența lui Dumnezeu să fie cu noi. Protecția lui, izbăvirea de cel rău să fie cu noi. Rugăciunea e bine Să împlinească în viețile noastre. Am văzut destinatarul rugăciunii de Dumnezeu Israel. Am văzut conținutul, cele patru cereri. Hai să vedem rezultatele. Și ce spune Scriptura? Inima mea se umple de bucurie citind. Și Dumnezeu i-a dat ce? Asta e seama. Toate cele patru lucruri i-a dat Dumnezeu. I-a dat binecuvântare Dumnezeu. I-a întins hotarele Dumnezeu. Mâna lui Dumnezeu a fost cu el. Și protecția lui a fost cu el. Vedem în Scriptură un lucru neobișnuit despre Iabeț, după rugăciunea lui. Unul Cronici, 2 cu 5, Și familiile cărturarilor care locuiau la Iabeț. O cetate a primit numele lui Iabeț. O cetate. E extins Dumnezeu hotarele, e extins. Dintr-un om trist, amărât, plin de, născut cu durere, o cetate a primit numele lui. Ce cetate era unde locuiau cărturarii. Adică unde se studia cuvântul lui Dumnezeu. Deci a reușit, prin influența lui, o cetate, o cetate întreagă să-i poarte numele, unde oamenii să studieze cuvântul lui Dumnezeu, să fie centrați pe Scriptură. A influențat generația lui. Dumnezeu i-a întins hotarele. A influențat generația oamenii din jurul lui. Dumnezeu i-a dat ce celuse. Dumnezeu răspunde la rugăciune. Matei 7 cu 7 ni se spune cereți și vi se va da căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide. Să închei cu ilustrația. Și oamenii țin cont de cereri Dumnezeu cu atât mai mult. Dumnezeu a dat ce ceruse. În 114 era sediat castelul ducelui de Bavaria. Împăratul Conrad asedia castelul din Weisberg. Asediu a ținut mult. Ducele de Bavare a vrut să se predea. Fiți atenți! Au interes femeile din cetate. Ce nu? Să nu te predai. Vom trimite o cerere la împăratul Conrad. Și au trimis cererea. Noi, femeile din cetate, vă facem o cerere. Am vrea să putem pleca din cetatea asediată, unde vrem noi, să ducem cu noi lucrurile cele mai de preț, cât putem purta în brațe. Și foarte bine. Cât poate purta o femeie în brațe. Hai, liber! Sunt de acord. O cerere aprobată din un împărat vrăjmaș. Că tot mai mult Dumnezeu, care e Tatăl nostru, să ne aprobe cerurile. s a deschis porțile cetății și au început să iasă femeile din cetate. Dar interesant că nu purta aur niciuna, nici joaierul nu purta niciuna. Și fiecare femeie își ducea în brațe soțul. Pentru că așa au zis, au un cerere. Dați nevoie să ieșim, să plecăm unde vrem și să ducem cu noi ce vrem, lucruri de preț în brațele noastre. Deci, s-au încadrat în cerere. Unele femei care erau mai micuțe, abia duceau soțul care era mai... mai greu. Dar își duceau soții. Imagina asta. Și când împăratul cona, a văzut imaginea, a început să plângă. Împăratul nemilos să plângă. Extraordinar. Își salvează soții pentru ei, nu au argintii, ci soții sunt cea mai de preț. Și ce a făcut? A încheiat pace. Și a lăsat pe toți. Un împărat nemilos ține cont de o cerere și Dumnezeu milos să nu țină cont de cererea ta. Dumnezeu i-a dat ce ceruse. Rugăciunea lui ebeți să ne încurajeze pentru anul care vine. Haideți să ne ridicăm în picioare. Să ne rugăm și noi. Ce s-a rugat Ebeț? Doamne, binecuvântează-ne! Pe noi, casele noastre, familia noastră, țara noastră, binecuvântează-ne, Doamne! Amin. Vrem binecuvântările tale! Doamne, întinde-ne hotarele! Cere măcar din ce ai auzit! câteva domenii sau pune alte domenii. Doamne, vreau să-mi extinzi limitele mele în anul care vine. Doamne, mâna ta vreau să fie cu mine. Vreau prezența ta cu mine. Și te rog, dăm protecție, izbăvire de cel rău. Și în dreptul tău, să zic îngerul Domnului, și Dumnezeu i-a dat ce ceruțe. să-și mulțumim, Dumnezeu.